Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Altfel să trecem la lucruri mai prietenoase, la prietenii noștri fără grai, căței. Căței. Căței, domne, da. Că a apărut un... Cum să fac cu Ione, cu cățelul. Da, îți dorești cățel. Întotdeauna am și avut cățel. Și copiii mei săraci și doresc cățel mult de tot. Mă, sau ești... pisică. Mă, ești un... Sau cățel și pisică. Ia-le, mă, măcar o pisicuță. Nu, mă, tată, că mie nu mi se pare o treabă asta cu blocul. Și eu am avut, ce avea are, bunica mea cățel. A avut câine mereu. Da, na, era în vârstă, îi ținea de urât. Îmi plăcea. Și îmi plăcea mult cățelul. Ia-le, mă, la copii, mă, un pisică. Animal, mă. Dar noi mai plecăm. Ce faci cu animalul când pleci? Te descurci, mă, o să vezi cum găsești soluții. O să stau să plimb câinele ăla în continuu. Nu, mă, e... plimb și tu cățelul, te împrietenești cu vecinii. Pisica distruge alea în casă, draperica, apele, nu știu ce, că am văzut eu. Frumos doarme pe tine. Depinde de ce soi de pisică prinzi. Păi e pisică prietenă. Te rog, hai să plecăm din pisici, să rămânem în căței. Căței, da. Gata, ca să revenim la subiectul nostru. Așadar, datele unei statistici arată că Mexicul este țara în care există cei mai mulți posesori sau, mă rog, stăpâni de câini. Da. 73% din populația Mexicului. Foarte bine. Deci, mai mult de 7 din 10 cetățeni mexicani dețin cățel. Dețin cățel. Cel puțin unul. Pe locul al doilea, da. Brazilia, 62%, la 11% în urmă, adică e ceva distanță. Ce oameni, domnule, brazilienii și mexicanii. Da, și pe locul al treilea, los amigos. Cumva incredibil, din punctul meu de vedere, indienii. Indienii din India. 55% indienii, indieni, da. Ei mai, că acolo e mai greu cu frigiderele. Dar cred că au câini mulți vagabonzi acolo, că am văzut în filmul ăla, în slam, rezervă. De milioner. Deci, practic, înțelegi? Da, da. Adică dacă n-ai frigider, trebuie să ai și tu un sandwich la întâmplă. Vă scuzați. Așadar, da. Locul al patrulea, Statele Unite, cam unul din doi americani are câine, urmată sunt de trei... Achita americane, aia, ce frumoși sunt. Trei țări europene, la mică diferență, peste 40%, peste 4 din 10 cetățeni din Spania, Italia și Marea Britanie, Spania cât și Italia. Franța, frații noștri latini. Chinezii mai au doar 31%, că chinezii și mănâncă. Probabil 20-30 au halit. Da. Acum înțeleg că s-a mai renunțat la obiceiul ăsta. Nemții 31% și suedezii 28%. Și noi, românii? Cât despre noi, da. Deși nu figurăm aici, nu înțeleg de ce, cred că e doar o selecție. Au făcut o selecție. Da, s-a făcut o selecție. Pe ce bază, domnule, se facă selecția? Asta e discriminare. Adică de ce pui India cu 55%? Când noi, conform datelor Eurostat, da, deci oficial, avem 40-45% din populație în posesie de câine, ceea ce ne-ar plasa undeva la bătaie cu Spania și Italia pe locul 5-6 în clasamentul ăsta. Rușine. În ce sens rușine? Rușine ăstora cu clasamentul, că în loc să treacă România aici, au trecut Spania. Digelită la cățeluș? Da. Asta vreau să zic. Era DJ Little, care nu vorbește, da, în general, am picat pe subiect. Făcea la geam, așa, știi, cu mâna. Da. Eu să zic, tovarășa, eu zi, ce cățel ai tu? Ce câine ai, maestre? Ciobănesc de Berna. Ce ai ciobănesc de Berna? Ciobănesc la elvețian? Da. Aoleu, ce frumoși sunt ăia. Da. Cum arată tata ăsta? Ce este super. Este mare. Lasă-l să-l deschide. Auzi, dar ce mănâncă el? Că asta este întrebarea mea. Stați așa, hai să vă întrebăm. Dacă aveți câine, ce tip de câine aveți? Ce model? E momentul să vă lăudați câinii, că au tot fost emisiuni cu pisici aici, mi se pare nedrept și acum un moment prielnic să le dăm cuvântul și posesorilor de căței. Model de câine, mic, mare, rasă dacă e de rasă, dacă nu, nu. Ce se mai poartă? Așa. Și doi, cât mănâncă? Asta e, că senzația mea, adică eu mă uit, eu am, știți că pe mă agresează pisicile în viața mea, că deocamdată n-am reușit încă să o conving pe Ione să luăm câine. Știu cum se face asta. Vin cu cățelul acasă și o să dea pe spate, îl ia în brațe, îl pupă, că îi pui, n-ai ce să-i cunosc modelul, dar nu vreau să recurg la acest șantaj. Dar mă uit la cât mănâncă ticălosul ăla, escrocul sentimental de pisoi, care mă iubește, stă numai pe mine, mă vânează prin casă, și mă gândesc, mamă, dacă mi-au un ciobănesc, că vreau și un câine mare, dacă mi-au un ciobănesc de Berna, ciobănesc elvețian, mă, cât mănâncă ăla? Ăla e mai mare ca tine? Mănâncă mai mult ca tine. Ia, dacă ar putea, ar mânca tot, tot. Până nu mai poate. Dar cu ce o hrănești? Dar încercăm să-i dăm anumite, de exemplu, mănâncă 500 de grame de boabe pe zi. Jumătate de kil de boabe pe zi. Da.
Tu mănânci, mă, Luca, jumătate kg de mâncare pe zi? Nu mănânci jumătate kg de mâncare pe zi. Mult peste. Și diverse mici recompense. Și... urechi de vită. Urechi de vită. Da, niște batoane pentru dinți. Pentru slăbit. Eu aveam în... pândește vitele prin tufișuri. Am uitat să prezentăm și datele probleme. 0372069599, dacă vreți să ne sunați să vă lăudați cu ciuchelul. Sau 0728-3132 mesaje. Eu aveam un prieten bun în liceu și maică-sa avea doi doși germani. Mamă, nene. Care aveau, nu știu, 100 de kg bucata. Erau cât bivoli, înțelegi? Deci când intram la ăla în casă și venea dogul, ei stând în apartament. Și mai avea într-o cameră închiși trei maidanezi. Aia erau închiși acolo că dogii erau răi, vânau maidanezi. Înțelegi? Aia stăteau separime. Și maică-sa, care era femeie de afaceri, altfel, da. Deci petrecea practic tot timpul liber gătind pentru ăștia. Avea practic perpetu pe aragaz niște oale care fierbeau. Nu oale, erau niște marmide. Era ce, niște bucătărie de campanie. Niște butoaie în care făcea mâncare pentru cei trei prăpădiți și ăștia doi care mâncau câte aia 3 ori 4. Nu, serios, asta mi se pare o problemă. Și stai puțin, cât te costă, mă, mâncarea pentru câinele ăsta? DJ Little. Hai că vorbim mâine cu voi, prieteni, dacă e că nu mai avem timp. Nu mai venim. Revenim imediat. Da, cum era de așteptat, oamenii au împânzit mesageria noastră cu poze, nume, povești cu căței. Uite, un domn ne spune că are un sandu, zice, am un kangal. Și am cercetat situația kangalului, un ciobănesc turcesc. Ma. De la cât un om când se ridică pe două labe. Mănâncă trei pâini, boabe la discreție și ciorbă în fiecare zi. Mănâncă pâine? Trei franzele, îți dai seama. Da, tot e bine că halește pâine, că mulți câini știu că o refuză. Kangal Shepherd, mă, ce frumos e. Da. Uite, am trei băieți. Un cane corso, un husky și un ciobănesc german. Ce e acolo? Și doi urși. Nevasta are un rănțăitor de papuși, ceva bufon maltez sau nu știu ce. Fiicele au un motan numit Boss. Deci e curtea plină. Bine, aici e cu curte. Da. Da, oricât. Ronțăitor de papuci. Hai să vedem ce zice Bogdan, că e la telefon. Bună dimineața, Bogdan. Bună, Bogdane. Bună dimineața. S-a. Eu am avut și eu un arici, o pisică și un câine, dar vorbim de câine. Da. Soția și mama au vrut câine pentru familie, care reclamă un Golden Retriever. Golden Retriever, așa? Și nu cred că au nimerit-o. Ai luat un cane corso. E un câine pe cocaină, cum îi spun eu, că nu pot să-l plimb. Ca să-l plimb, ca să vă dați seama, eu îl plimb cu bicicleta. În modul că 2 km el mă trage pe bicicletă, nu pedalez deloc. Și după... l-a întors, nu-și, cum să zic eu, cuantifică energia. Și l-a întors, trebuie să-l pun eu pe bicicletă, să-l aduc înapoi. Am avut și o vecină care avea un câine de genul ăsta, super energic până cădea lat. Da. Mulțumim, Bogdan. Mulțumim, Bogdane. Pentru apel, hai să vorbim și cu Alin, că mai avem două minute. Salut, Alin. Bună. Neața bună, băieți. Salut. Eu am 6 presa canario. Cum? Am 6 presa canario. Presa cum? Canario? Canario. Da, așa, da, sunt niște... Da. Eu de presa știu că e o parte de porc iberic o foarte bună de mâncată. Presa canario. Deci ăștia sunt niște câini de luptă? Ce sunt ăștia? Nu, e pentru pază și protecție, mai mult. Dar nu sunt de luptă, asta doar e, pază, da, și protecție. Asta e scuza la câinii de... Deci seamănă... Ce faci cu atât? Adică ce păzești cu ei? Seamănă cu mastiful, nene. Am canisă și din aia. Ah, ok. Seamănă cu mastiful. Da, ăștia nu, da, sunt... E un mastiv spaniol. Dar nu e un regim special pentru câinii ăștia? Nu. Deocamdată nu. Deocamdată. Nu i-au luat în calcul că ce mănâncă? E exotică specie. Copii cruzi, ce mănâncă? Am o jumătate de care tocată pe zi. Fiecare? Da. Deci ori 6 le dai un porbagaj. Mulțumim, Alin, hai să vorbim că mai avem foarte puțin cu Cezar. Bună dimineața, Cezar. Salut, Cezar. Salutare. Bună. Mă bucur că ți-a revenit glasul. Cât de cât, mulțumesc. Ai văzut? Da. Eu în calitate de șef îmi cresc câinele cu ce vreau eu. Așa. Noi avem un Golden Retriever. Nu-l știți pe atât, să-l știți. Da. Ba da, ce faci, da, bravo. Cezar? Păi uite, mă duc la treabă și tu ai cățel bun. Auzi, păi, da, nu pe voi. Cezar, da, Cezar, e Cezar, Cezar e șef, Cezar Munteanu. Da. Spune-m, cățelul vostru, el mănâncă ce mănâncă? Tip Michelin, îi gătești foie gras, ce îi gătești? Dar chiar îi dai din ce rămâne? Nu rămâne nimic. Nu există. Îți mulțumesc, Vlad, îți mulțumesc, bravo.
Luca, iubit, raise me. Nu, atunci mănâncă din nefericire, mănâncă doar boabe și din asta cu conținut scăzut de grăsime. Avem grijă de dieta lui, pentru că, sărac, să vezi, tot ne preocupă. Nu, săracul, lasă. Îți dai seama, câinele se uită la foie gras. Câinele se uită pe geam, vede ce gătește Cezar și zice că, bă, nenorocitul ăsta îmi dă degresat. Bucurie mare! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.